Cârcece de petrecere de Gecălinescu. S-a dus frumoasa juventute, ne apropiem de senectute, intrând cu tinerii în horă, să întârziem măcar cu o oră alunecarea în tatar. Descris de toți, foarte amar, ce dacă părul mi-este sul, gaudeamus egitur. I demand a trial by combat. Bună seara, România! Bună seara, internet! Eu sunt Teo și voi vă uitați la episodul 21 din Nimic Nou. Iar dacă suferiți de Alzheimer, bună seara, România! Bună seara, internet! Eu sunt Teo și voi vă uitați la episodul 21 din Nimic Nou. Comentariul săptămânii vine de la un om care și-a lăsat pisica pe tastatură când și-a făcut cont pe YouTube, și anume ASJKDVK, care ne spune: am văzut videouri cu ostatici mai amuzante decât ale voastre. Dragă ASJKDVK, în primul rând să-ți fâmărățâmât și în al doilea rând să știi că la început am vrut să te contrazicem, dar după aia am găsit pe neta. Who attempt to stand against Allah will? Unless you crease fire in 3 hours. Yeesh! În viață trebuie să lupți cu tine și cu viața. Iar ca să nu pierzi, trebuie să câștigi. Pentru că altfel pierzi orice șansă să câștigi în viață. Mulți oameni slabi abandonează lupta și se mulțumesc să treacă prin viață cu toate hainele pe ei. În continuare, ca să vă ridicăm moralul, uite povestea de succes a unei tinere care a luat viața în piept, a sărit peste toate obstacolele și s-a oprit într-un castravet. Bună, numele meu este Erica, am 20 de ani, iar de un an jumătate fac parte din echipa WOW Studio. La început de drum, mi-aduc aminte că eram o fire foarte naivă, speriată, cu foarte multe aspirații, dar totodată îmi doream să fac toate aceste lucruri pe forțele mele proprii. Așa că am luat bani de la bărbați. Mă priveam în oglindă, în fiecare dimineață, și mă întrebam: oare dacă astăzi va fi ultima mea zi, ce cale aș urma să-mi descopăr adevăratele limite? Povestea mea de viață este și povestea ta. Mi se pare mie sau tocmai mai făcut jartea? Nu contează dacă ai 18, 20 sau chiar 30 de ani, nu contează dacă ești un model plus size, tot ceea ce contează e să spui ambiția la bătaie și... Fundul. Ambiția și fundul. Mai mult fundul. Visele vor deveni realitate și tu poți avea aspirații și tu poți avea vise. Întotdeauna, doar cu efort, doar cu perseverență, vei reuși să faci acest lucru. I-a dat la muielul cant. Exact cum spunea și Coco Chanel, for me, money sounds in a single way, freedom. Serios? Eu credeam că banii sună așa. Thank you, baby! Acest job mi-a adus satisfacția de a-mi achiziționa această mașină. Am muncit foarte mult, iar în 5 luni eu mi-am putut permite această mașină. Haideți să pornim împreună pe calea spre succes! Pentru că orice drum spre succes începe într-un lan de rapid. Who attempt to stand against Allah will? Unless you crease fire. Yeesh! Hey, bună fetelor. A trecut ceva vreme și simțim că v-am ignorat. N-am mai discutat cu voi, nu ne-am mai împărtășit sentimentele. Și e păcat, nu? Data trecută, țin minte că a fost magic. Orea, am să te fut bine și tu o știi, am să fac din noapte zi. De data asta, v-am pregătit ceva și mai rafinat, ceva frumi și sexy, cum vă place vouă. E un băiat elegant, pasional, și care are enorm de mult potoșoag. Pe tine te vreau în seara asta, yeah. Ne futem până dimineața, tu, baby, te vreau în seara asta, yeah. Ne futem până dimineața. El e Ricardo Priceless, un om care, la fel ca flow-ul lui pe beat, nu nimerește niciodată unde trebuie. După accent, probabil că la început a emigrat la Iași, unde i-au spus că e o maimuță spurcat. Putem până dimineața, baby girl, let's go. Baby girl,
again. Supărat, a venit la București să facă facultatea și aici l-au făcut moldovean în puțin. A fost excitant, m-am trezit imediat, yeah. Cu pula sculată mi-aduc aminte. Acum mai lipsește doar să plece la Ciordit în Italia ca să afle că e de fapt un român borât. Sunt curios, vreau să defin o realitate, tocmai îți spun acum. Hai dracu, unguri. Eu cam mă vrei, te vreau și eu, nu doar o noapte, dar mereu. E timpul să trecem la lucruri cu adevărat serioase. Cetățeni, în această perioadă când jumătate de planetă se uită fascinată către Brazilia, iar cealaltă jumătate înjură aprig FIFA, noi vă arătăm care este adevărata problemă din spatele campionatului mondial de fotbal. La prima vedere, desigur, un eveniment grandios unde sute de sportivi din întreaga lume se întâlnesc în demonstrații nemaipomenite de forță, pricepere și masculinitate. Cât de naivi sunteți! Ați fost păcăliți de o manipulare orchestrată de organizația feminist marxistă Muiere, care se află de fapt în spatele FIFA. Adevărul e că fotbalul a fost inventat de ele pentru a face din bărbați femei. Semnele au fost întotdeauna acolo. Meciurile de fotbal sunt singura ocazie în care noi, bărbații, ne simțim confortabil să cântăm, să dansăm și să pictăm împreună. Prin fotbal, femeile ne-au dresat să ne îmbrăcăm în culori asortate și să purtăm cu mândrie eșarfe. La fiecare ratare, stadioane întregi își pomenesc mamele, iar dacă pierde echipa noastră, nu avem nicio rușine să ne exprimăm emoțiile plângând în public ca niște muieri. În subconștient, fotbalul nu e decât un antrenament pentru căsnicie, fiindcă ne susținem echipa, indiferent de rezultate, și rămânem toată viața fideli unei singure mari iubiri. Dar lovitura cruntă sub centură este faptul că în fiecare an, cei mai buni jucători se luptă pentru trofee în formă de ovare! Ar putea fi o coincidență, ar putea fi. Dar voi chiar mai credeți în ele? Trăziți-vă, oameni buni! E momentul să anunțăm câștigătorii concursului de premii, pentru că ne-ați trimis atât de multe cadouri încât a trebuit să facem un top. Pe locul 3 e Horia Drumuș, care ne-a trimis un penis cu cheiță, fără să știe fraierul că noi mai aveam două. Așa că normal, imediat în birou a început campionatul de cockfight. Pe locul 2 este Spiridon Gheorghe Andrei, care ne-a trimis un air guitar. Foarte tare, frate, și sincer ai fi câștigat locul întâi dacă nu era dezacordată atât. Dar marele premiu la concursul de premii merge la Leonte Constantin, care ne-a trimis acest super inel supermasonic cu extramasonerie. Hai să vedem momentul lui de glorie, mielul. Pot spune că am întors spatele masoneriei. Intrați pe bijuterii24.ro. Salut! Sunt Mikey Big Cock 69 și mi-aduc aminte că mă uitam în oglindă în fiecare dimineață și mă întrebam oare dacă astăzi ar fi ultima mea zi, cât de mult aș putea să mă masturbez? Astăzi, cu ajutorul Wow Studio și al Ericei, am descoperit că sunt un bărbat mai puternic de stânga și că dimensiunile ideale la o femeie nu sunt 90-60-90, ci 1280x720. Cu ambiție, efort și 6 baxuri de șervețele, am reușit ca în numai 5 luni să-i cumpăr Ericei planetara față dreapta la Range Rover. Acum, Erica vrea să-și facă și cascul la Jeep-an. Așa că hai să pornim împreună pe drumul spre succes. Ce faci, Erica? Azi avem vinete! Pentru aceia dintre voi care chiar au Alzheimer, în episodul trecut am lansat linia telefonică pentru hateri Hateline Nimic Nou, după care am lăsat telefonul ăsta vreo 2 săptămâni prin biroul nostru ca să răspundă oricine vrea să vorbească cu demenți ca voi, inclusiv eu. În timpul ăsta am primit vreo 750 de apeluri și vreo 100 de mesaje, ni s-au cântat manele, ni s-a explicat în detaliu ce față am și un tip dubios a gâfâit o vreme și s-a frecat de o masă. În orice caz, puteți să găsiți clipuri cu noi trolând haterii pe pagina de Facebook Nimic Nou.
Ce nu știați voi este că în telefonul ăsta avem cartela cartelelor de la Vodafone, ceea ce înseamnă că la fiecare apel primit de la voi am strâns cât un mega de net. Vorba aia, vorbești, net primești! Te deranjează că am pus la cale chestia asta împreună cu Vodafone? Știi ce ar trebui să faci? Ar trebui să pui acum mâna pe telefon și să suni la numărul de pe ecran ca să ne spui cât de tare te-a supărat că ne-am vândut. Să mor eu dacă am văzut așa ceva. Să mor eu dacă nu e bună pizda ta. Va fi o seară minunată, eu și tu, tu și eu. Yeesh! She reached for his penis faster than you can say balls to you. Acum ceva complet diferit. Concursul de săptămâna asta e pentru toți cei care au cumpărat vreodată un papagal mort sau s-au luptat cu cavalerii care zic ni! După o pauză de 40 de ani, Monty Python face un ultim show live pe arena O2 din Londra, eveniment care va fi transmis în direct în vreo 1500 de cinematografe din toată lumea. La noi puteți urmări evenimentul în București, la cinematograful din Băneasa Shopping City, pe 20 iulie la ora 21. Dar dacă aveți un fetiș să nu dați bani pe lucrurile care vă plac, avem noi două invitații duble să vă dăm. Tot ce trebuie să faceți este să postați pe pagina noastră de Facebook un clip în care ne arătați cel mai bun silly walk pe care știți să-l faceți și să puneți hashtag nimic Python. Întorse plăcute! Who attempt to stand against Allah will? Unless you crease fire! Yeesh! Ăsta a fost episodul 21 din Nimic Nou, eu sunt Teo și dacă ești cu adevărat dislexic, ăsta a fost episodul 12 din Nou Cămin și eu sunt Tote. Ca să știu dacă se poate, eu ca mă vrei, te vreau și eu, nu doar o noapte, dar mereu. Îmi doresc curul tău, în seara asta să fie al meu. Yeah!